De curând s-a împlinit un an de când primarul municipiului Sighetu Marmației, Vasile Moldovan, a fost investit în funcție. Ieri, edilul local a susținut o conferință de presă în care a prezentat un raport al primului an de mandat, care a cuprins atât realizările cât și nerealizările administrației locale din această perioadă. Mă bucur să mă regăsesc în fața dumneavoastră astăzi pentru a vă prezenta ajunsurile și neajunsurile administrației publice locale, realizările sau nerealizările, după un an de mandat. După cum știți, am preluat mandatul de primar al municipiului Sighetu Marmației în data de 19 octombrie 2020 și iată că timpul trece repede, se scurge repede. Avem un prim an și consider că cel mai important pentru mine a fost să încerc să respect promisiunile pe care le-am adus în fața sighetenilor, mai întâi în calitate de candidat pentru fotoliul de primar al municipiului Sighetu Marmației, iar ulterior acordării încrederii de către cetățenii municipiului prin vot, în calitate de primar al acestui municipiu, în care m-am născut și am ales să trăiesc, să muncesc împreună cu familia mea. În raportul pe care l-am pregătit în fața dumneavoastră, veți regăsi informații legate de îmbunătățirea infrastructurii municipiului, gestionarea proiectelor în derulare și atragerea de noi fonduri europene sau extrabugetare, implicarea prin îmbunătățirea condițiilor din Spitalul Municipal Sighetu Marmației, implicarea în protecția socială, eficientizarea energiei și modernizarea iluminatului public din municipiul nostru, implicarea administrației publice locale în unitățile de învățământ, situația transportului public local și demersurile făcute pentru îmbunătățirea acestuia, activitatea de întreținere a parcurilor, a spațiilor verzi și gestionarea deșeurilor, modul în care am înțeles să ne implicăm în gestionarea pandemiei, aspecte legate de viața culturală, sportivă și menținerea relațiilor de colaborare și de protocol, colaborarea cu unitățile de cult de pe raza municipiului nostru și, nu în ultimul rând, colaborarea cu dumneavoastră, cu presa, prezentă aici în sală, și nu în ultimul rând, cu cetățenii municipiului. V-aș propune să analizăm pe scurt fiecare capitol în parte, fiecare capitol pregătit în acest raport de activitate, după care intervențiile, întrebările dumneavoastră să le aștept după ce vom prezenta punctual fiecare capitol. După cum bine știți, am început mandatul cu multe provocări. Imediat după anunțarea rezultatelor alegerilor, am postat un mesaj pe pagina de socializare personală un loc râde, un altul plânge. Sighetenii au ales cu inima, cu sufletul sau fiecare, cum au considerat de cuvință. Desigur, am venit după o administrație fără prea mari realizări. Am venit într-un an în care a apărut pandemia la nivel global. Și înțeleg cetățenii care nu au reușit să se concentreze și nu au știut exact ce trebuie să aleagă, dar trebuie să le respectăm dorința, voința și să putem împreună să îndeplinim cât de cât din promisiunile pe care le-am făcut fiecare în parte. Din păcate, una dintre promisiunile pe care am făcut de fața cetățenilor, o primărie funcțională, nu am reușit să o
duc la îndeplinire. Era un prim punct pe care l-am lansat în campanie electorală. Am vorbit cu toții de acea primărie paralelă, de societatea urbană. Am încercat în câteva rânduri, nu să o desfințesc cum susțineau unii, am încercat o reorganizare prin aducerea acesteia în cadrul aparatului de specialitate al primăriei. Nu am reușit, asta a fost unul dintre motivele pentru care am și promovat acțiunea de dizolvare al Consiliului Local. Nu a fost o acțiune abuzivă, cum susțin unii, a fost o acțiune pe lege, dată și de situația în care ne-am aflat la un moment dat în Consiliul Local, cu acele atacuri repetate din partea unora, nu a tuturor colegilor consilieri, la adresa primarului. Sunt un om, mă consider un om așa serios și un om calm, dar câteodată nu reușesc să trec peste ceea ce, pe jignirile care mi le aduc unii și alții și continuă să mi le aducă prin diverse forme, jigniri și acuzații nefondate. Desigur, încă nu am primit motivarea instanței, o așteptăm să vedem și care au fost motivele pentru care s-a dispus respingerea acțiunii, dar asta contează mai puțin în fața dumneavoastră și în fața cetățenilor municipiului Sighetul Marmației. Din păcate, realizările au fost foarte puține în ultimii ani, așa cum bine știți, iar anul acesta, pe care se apropie de final, a fost un an de secetă în ceea ce privește proiectele de investiții sau liniile de finanțare pe care le-am așteptat cu toții. A trebuit să ne descurcăm strict din bugetul local, în condițiile în care am început mandatul pe masă cu gunoaiele, colegii consilieri și noastră presa știți destul de bine. A fost aici și președintele Consiliului Județean Maramureș, care ne-a dat asigurări că în 2-3 luni se rezolvă problema deșeului în Maramureș, dar iată că nu s-a rezolvat. Este o situație destul de dificilă în continuare în relația cu operatorul de salubritate, care până la urmă își face treaba și și-a făcut treaba, dar în condiții păgoboase pentru administrația publică locală în ceea ce privește cheltuielile necesare în susținerii acestui serviciu. Desigur, așa cum am spus, Consiliul Local, Consiliul Județean nu ne-a ajutat mai deloc. Au alocat 20.000 de lei pentru Clubul Sportiv Municipal, în condițiile în care anii trecuți vorbeam de o sumă de 100.000 de lei cel puțin. Ne-au alocat în ultimă, să zic, instanță, un 50.000 de lei pentru evenimentul Eternul Maramureș, după ce am încheiat un parteneriat cu ei. Și nu că ne-am rugat frumos, am apelat sincer, vă spun, la consilieri de țean care sunt din Sighetul Marmației și domnul Bârlea, chiar îi mulțumesc pe această cale, s-aș lupta pentru obținerea acestei finanțări. Nu a fost ușor, dar asta este important. Important este că și consilieri de țean care sunt sigheteni să mai bată și pe la ușa primarului sau să dea un telefon, să spună, să vadă ce probleme sunt aici și dacă există un mic ajutor din partea lor, să îl putem obține. Și apoi avem Guvernul României, care, după cum știți, a acordat 0 lei către municipiul Sighet. Desigur, Consiliul Județean Maramureș a alocat o sumă de 30.000 de lei pentru o anumită investiție. Investiția este în curs de derulare, nu a blocat-o. Este aproape finalizat proiectul, o să și prezentăm la un moment dat în Consiliul Local. Banii nu se vor pierde, cum susțin unii, dar nici nu putem să ne batem joc de banii, sau mă rog, de ceea ce își doresc cetățenii. S-a încercat și acel proiect cu bugetarea participativă, un proiect de altfel binevenit pentru municipiul nostru și nu a fost o invenția noastră, însă a fost prost gândit și gestionat pe parcursul implementării și, mă rog, până atunci când s-a votat, când s-a implementat și pe parcursul derulării lui. Și acolo, împreună cu domnul secretar, cu administratorul public, cu direcția economică, am încercat cumva să salvăm acel proiect și să putem să alegem dintre proiectele depuse, trei dintre ele,
în sumele de altfel foarte mici pe care am încercat să le bugetăm. Deci ar fi multe de spus despre primărie, despre administrația publică locală, dar să vedem și ce am reușit să realizăm în acest an, să luăm și partea pozitivă a lucrurilor și să ne gândim cu speranță la anii care vor urma, cu speranță la finanțările care vor urma și să fim pregătiți pentru a depune proiecte cât mai multe pentru municipiul nostru. Dar deocamdată, așa cum v-am spus, anul acesta a fost strict din bugetul local investiția, cu câteva excepții pe care o să le vedem pe parcurs. În ceea ce privește infrastructura, am reușit până la urmă să reabilităm strada Rodnei, inclusiv acel camp de tronson de pe strada Tise, care face legătura cu Dragoș Vodă. Valoarea totală a investiției s-a ridicat la 1.360 de lei. Cu sprijinul colegilor de la Serviciu de Iluminat Public, am reușit să schimbăm și becurile din ceea ce privește iluminatul public, am reușit să punem acolo LED-uri, tot din bugetul local a fost investiția. Am luat și am avut în vedere atunci când am votat bugetul, reabilitarea străzilor care nu au văzut asfalt niciodată. Avem foarte multe străzi de acest gen în Sighetul Armații, însă trebuie să începem de undeva. Avem peste 50 de kilometri drumuri neasfaltate în municipiul Sighetul Armației. Avem cele trei străzi care sunt la intrare în oraș, Băbogeanu, Gherea, Titu Mărescu, Vasile Ilea. Dar atunci când am gândit proiecte pentru aceste străzi, am dat seama că nu sunt întăbulate. Am făcut demersuri, le-am întăbulat, le-am bugetat. Suntem în regulă cu documentațiile. La acest moment suntem în stadiul de licitație. Colegii consilieri locali au aprobat această finanțare pentru abilitarea străzii Dobrogeanu Gherea, această investiție să fie multianuală, ceea ce înseamnă dacă anul acesta vom avea un câștigător licitație, anul acesta se pot începe lucrările și vor continua imediat în anul următor, imediat ce vremea ne va permite. Aici vorbim de o suprafață totală de reabilitat de 6.946 metri pătrați, lucrări ce privesc partea carosabilă, rutieră, trotuarele, spațiile verzi. Valoarea totală a proiectului este de 1.975.924 de lei. Deci, cetățenii care locuiesc pe acea stradă sunt conectați la apă, canal, gaz și cât de repede vom intra în reabilitarea integrală acestei țări și modernizarea, poate vorbim de modernizare, vorbim de o asfaltare acesteia, pentru că nu a fost asfalt niciodată. De asemenea, în anul ce urmează, o să propun Consiliul Local reabilitarea străzilor Titu Maiorescu și Vasile Ilea tot din bugetul local, de aceea nu a fost cuprins în programul la înghețarii acele străzi. Și de asemenea locul târgului, în măsura în care ne va permite bugetul anului viitor, dacă nu, oricum îl avem în vedere și strada locul târgului și strada corbului. Am discutat cu colegii din primărie, cu colegii consilierii locali despre intrările în oraș. Acesta a fost motivul pentru care am optat din bugetul local pentru reabilitarea străzii Avram Iancu. Această stradă a intrat într-o reabilitare complexă. Suprafața lungimea străzii este de 1195 metri pătrați. Valoarea totală a lucrărilor de reabilitare se ridică la 2.228.000 de lei. Desigur, și acolo au început târziu procedurile, dar până la urmă și vremea a ținut cu noi și iată că ne apropiem cu pași repezi spre finalizarea acelei lucrări. Au apărut pe parcurs și anumite aspecte de ordin tehnic, anumite lucrări suplimentare, am reușit să le finalizăm și pe acelea și lucrarea, să zic, este în linie dreaptă. Din păcate, nu am reușit să demarăm demarăm lucrările pe strada Mihai Eminescu și Lumaniu. Din discuțiile pe care am avut cu colegii, undeva în cursul zilei de azi, mâine,
se va finaliza procedurile de licitație. Aceste străzi, aceste investiții se ridică la suma de 2.135.000 de lei pentru strada Mihai Eminescu, deci vorbim de strada Mihai Eminescu de la intersecția străzii Iuliu Ioan Mihai de Apșa, deci din centru, și până la Grădina Morii. Acolo am anunțat cetățenii care locuiesc pe acele străzi, am anunțat operatorii de apă, canal, gaz, să finalizeze branșamentele și am înțeles că și acolo sunt rezolvate problemele. Raportul primului an de mandat al primarului Vasile Moldovan îl puteți urmări pe larg vineri în cadrul emisiunii Manifest.